Bună seara, sunt profesorul Horațiu Rusu și în fiecare luni seara de la orele 21 vă prezint emisiunea sportivă din Vâleu. Această emisiune are ca temă principală promovarea educației fizice în județul Alba și nu numai, și la nivel național. Trebuie să încercăm să dăm un exemplu generațiilor tinere că suntem competitivi, că avem un viitor și că ne putem dezvolta fizic armonios prin sport. În general, tema acestei emisiuni este mișcarea. Trebuie să încercăm să scoatem generația tânără din casă, să le oferim condițiile necesare pentru a putea face sport în aer liber, în săli, în orice context, dar ideea este să-i scoatem din casă, să-i scoatem de la computere, de pe Facebook, de la filme, din toate aceste lucruri care nu sunt ok. În această seară o să discutăm despre basket și gimnastică, două discipline importante ale sportului. Invitații mei din această seară sunt asistent universitar dr. Sorin Simon. Bună seara, Sorin, și bine ai venit în studioul nostru. Și lector universitar dr. Gina Gogean. Bună seara, Gina. Bună seara. Și bine ai venit. Bine v-am găsit. Gina este, toată lumea o știe, a fost o mare campionă de gimnastică și o știm de la televizor când ne uitam la performanțele ei deosebite de la Olimpiade și de la campionatele mondiale și eram așa cu zâmbetul pe buze și eram mândri că suntem români. Erau vremuri frumoase în care gimnastica era pe cai mari, să zic așa. Din păcate, acum suntem în căutare de talente. Gina, o să mai discutăm și despre asta în partea a doua emisiunii și eu sunt convins că ușor, ușor, dacă încercăm să facem niște campanii de promovare a gimnasticii în general, va fi bine pe viitor. Vreau să-l prezint puțin pe Sorin. Multă lume îl știe, este un băiat care are foarte multe activități la universitate și nu numai, este directorul departamentului de educație fizică și sport de la Universitatea 1 Decembrie. Se ocupă de basket, se ocupă de not, de ski, de snowboard, să zic așa, deci are foarte, foarte multe activități. A terminat liceul cu profil de matematică fizică din Hațeg, liceul Lice Brătianu, dacă am reținut bine, și chiar vorbeam cu Sorin înainte că de multe ori și matematica este într-o corelare cu sportul, pentru că în sport trebuie să fim organizați, trebuie să fim bine sistemați, să zic așa, și să avem o logică foarte, foarte bună. Sorin, vreau să te întreb cum ai început cariera de profesor sau ce te-a determinat să te faci profesor de educație fizică și sport? Dacă tot ai amintit de profilul liceului meu, pot să îi mulțumesc pe aceste cale profesorului meu de matematică cu ghilimelele de rigoare. Șicanându-mă foarte mult la orele de matematică, m-am regăsit în latura sportivă și aici să nu ia aminte copiii, fugeam de la orele de matematică în sala de sport. După câțiva ani, după ce am terminat facultatea, întâlnindu-mă cu profesorul meu de matematică și el de altfel un sportiv, un jucător de tenis foarte bun și de volei, m-a felicitat, ceea ce nu m-am așteptat să fac acest lucru după terminarea facultății, să-mi spună decizia pe care ai luat-o a fost cea bună. Dar sunt ferm convins că toate șicanele și toate lucrurile neplăcute pe care ți le-am făcut în decursul celor 4 ani de liceu, cu siguranță îți vor folosi. Și matematica m-a ajutat în activitatea mea ulterioară, atât la catedră cât și în partea de performanță. Exact. Trebuie să mai completez că Sorin a terminat două facultăți. A terminat Facultatea de Științe Economice de la Universitatea de Vest de la Timișoara și Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul aceleiași universități. O să trec puțin la Gina și aș vrea să te întreb la ce vârstă ai început gimnastica și cine a fost sau care au fost primii tăi antrenori? Am început gimnastica la 6 ani. La clubul sportiv numărul 1 din Focșani, pentru că eu sunt de acolo, acolo am debutat de altfel, până am fost selecționată în urma unor performanțe ale mele în concursuri naționale la lotul de senior de la Deva. Bine, Onești și apoi Deva. Primii mei antrenori au fost Lescovar Adriana și soții Tatiana și Sergiu Popa.
ei practic mi-au dat primii pași în gimnastică și m-au dus către a merge spre succes, să spun așa. Spre înaltă performanță. Iar la DEV am fost antrenată de Mariana Bitang și Octavian Belu, alături de celălalt colectiv de antrenori, unde practic am reușit împreună, printr-o echipă, să avem succesul care l-am avut. Acele performanțe de care toată lumea spune că își aduce aminte. Suntem mândri cu toți, exact. Așa este. Ce te-a determinat să te apuci de gimnastică? Sau n-ai avut în familie ceva... sau ai avut un model după care te-ai orientat? Nu, n-am avut în familie, absolut. Mama și-a dorit... Cine te-a dus la sală prima oară? Mai știți? Părinții m-au dus datorită unei voințe ale mele, de altfel, sub forma unui joc la mare. Mi-am dorit foarte mult să fac roata, făceau și alți copii pe plajă. Nu m-am lăsat până n-am reușit și eu. Când m-am întors acasă în vara respectivă, tot exersam prin casă, mă tot loveam de pereți și atunci părinții zic că nu-i cazul să stai aici, hai să te duci să-ți consumi energia undeva. Și mergeam o dată pe săptămână, asta s-a însemnat timp de un an de zile, până au descoperit în mine a putea face mai departe sportul ăsta, că nu poți să-ți dai seama după o lună sau după un an de zile că într-adevăr exact, ai un talent. E nevoie de un pic de și timp. Talentul ăsta trebuie practic lustruit și muncit de altfel, nu numai că am șlefuit, talentul și atât. Exact. Și așa am reușit, pas cu pas. Deci practic a fost ceva de la sine, de altfel. A venit de la sine. Nu și-a dorit nimeni de la început să fac performanță. Cum am spus, nu provin dintr-o familie, mama n-a făcut sport, tatăl nu, sora nu, deci... Lasă că ai făcut și pentru ei. Da, am făcut, bine, exact. Și pe sora o dată la sport, dar un sport doar de masă, nu a fost genul și construcția ei, nu a fost pentru a face sport de performanță. Exact. Ea este medic, ea așa a ales o altă latură. Da, carieră în sănătate, dar e foarte frumos, pentru că sportul și sănătatea, învățământul și sănătatea sunt într-o continuă colaborare. Și așa am ajuns să fac în altă performanță. Deci de la o joacă, totul pornește de la o joacă, de altfel. De-aia tot timpul până spun părinților la moment să nu se gândească să aducă copiii într-o sală de gimnastică și nu numai, într-o sală de sport doar că trebuie să facă performanță. Nu. Ei trebuie să înceapă să facă mișcare, să facă sport pentru sănătate în prima fază. După aceea, dacă într-adevăr au talent, acei copii sunt îndrumați către sportul care li se potrivește. De pe care se pliază mai bine. Sigur că da. E clar că aici vreau să mai adaug că gimnastica e un sport foarte, foarte greu și datorită faptului că sunt puține competiții, în sensul că ai europenele, ai mondiale, ai olimpiada. Trebuie să fii sănătos, să te pregătești bine. Dacă nu reușești să ai niște rezultate la aceste... Dacă ai un bilion, ai ratat. Ai ratat o ocazie foarte mare. În comparație cu alte sporturi, să zic, cu fotbalul, cu basketul, când ai meciuri, să zic, săptămânal și poți să-ți arezi valoarea tot timpul. Da, așa este. Bine, mai sunt anumite cupe mondiale unde practic trebuie să participi, să acumulezi un punctaj și să faci un clasament la final, dar cum spuneai și tu, sunt într-adevăr puține competiții. Acum mai sunt, cum a fost și anul acesta, Olimpiada Europeană. Deci mai încep să mai scoată și ei mai multe competiții. Pentru să mărească numărul competițiilor. Da, e necesar pentru sportiv să aibă un calendar competițional mai mare. Sorin, știu că ești fondatorul echipei de basket CS Universitatea Alba Iulia. Vreau să-mi vorbești puțin despre cum ai fondat această echipă și cum a decurs după aceea, în ani, activitatea ta de acolo și performanțele pe care le-ați avut la echipa din Alba. Unul dintre fondatori, pentru că nu puteam să fac de unul singur chestia aceasta. Cu ajutorul domnului rector, profesor universitar, doctor inginer Moise Ioan Achim și a profesorului Marcu Nicușor, am... Îi salutăm pe amândoi, îi salutăm pe această cale minunați. Și le mulțumim pentru ajutorul și sprijinul acordat sportului Alba Iulian. Am început în 2009, de la o simplă discuție cu Nicu Șormarcu, pe scheletul echipei de junioare 1 pe care o pregătea la liceu sportiv și aducând două jucătoare de la Magic Sibiu, tot foste junioare ale profesorului Marcu Nicușor. A fost o idee nebunească. De ce? Pentru că nu aveam nici infrastructura. Primul an de divizia am jucat în sala de la LPS, care nu era omologată și am primit o derogare de un an de zile să putem să ne punem la punct tot ce înseamnă logistică, de la tabele electronice, spații de siguranță și într-un final am primit în administrare sala actuală a universității
în care se desfășoară competițiile inclusiv de nivel european. O sală ultra performantă care chiar... Da, care am reușit tot cu eforturi să o aducem la acest nivel, pentru că dotările standard ale sălii nu permiteau nici măcar omologarea pentru divizia. Ele au fost gândite doar pentru sport de masă, sport școlar. Competițiile nu puteau să se desfășoare într-un climat optim de performanță. Nu numai meciurile, pentru că în primii 2 ani de zile, până n-am pus suprafața sau podeaua din lemn, am avut în fiecare an cel puțin 3 accidentări serioase, datorate suprafeței de joc. Și atunci am insistat, pe lângă conducerea universității de atunci, să putem am găsit. Tot timpul am primit acel sprijin de care am avut nevoie. E foarte important. Da, fără oameni care se implică, nu poți să faci sport de performanță. Am pornit de la minus 1, ca să zicem așa, și încet, încet am construit o echipă frumoasă pe care... Alba Iulienii au început să o îndrăgească și cu toate că actualmente nu mai sunt în cadrul clubului sportiv Universitatea, țin să îi felicit pe colegii mei de acum, atât antrenorii cât și cei care se ocupă din spate, din umbră, domnul rector Daniel Breaz și președintele Duma Bogdan, pentru ceea ce au realizat după ce... eu n-am mai fost la club. Exact, dar cu siguranță și munca ta de acolo pe care ai depus-o a fost apreciată și să fii, stai liniștit că ceea ce ai făcut acolo a fost o chestie de onoare și ai început un drum care l-au continuat alții, practic. Da, știi că la început e mai greu până încerci să deschizi un drum. Tot timpul după este greu. Într-adevăr, dar începutul să știi că e cel mai greu. Da. În general e greu la început, după aceea dacă reușești să ai un pic de continuitate, se mai schimbă treburile. S-a prins și o perioadă în care sponsorii pe care îi aveam la început nu s-au mai înghesuit, pentru că s-a simțit criza peste tot. Exact. Și atunci se obține performanța cu bani mai puțin, dar mai greu. Așa este. Gina, vreau să vorbim puțin despre perioada DEVA. E o perioadă poate cea mai importantă din viața ta și despre colaborarea cu antrenorii Bitang și Belu. Chiar citeam un articol despre domnul Octavian Belu, care toată lumea știe este cel mai titrat antrenor din lume, având peste 300 de medalii la activ la diverse campionate mondiale, europene, olimpiade și etc. Ce ai învățat de la ei, domnul Belu, știu că citeam un articol despre, ca să fac o paranteză, citeam un articol despre dânsul și spunea că n-a fost un sportiv de performanță, deci a făcut gimnastică, dar nu era printre cei mai buni. Și atunci, când alții erau la aparate și trebuiau să-și execute exercițiile, să spun așa, el urmărea antrenorii, urmărea eșalonarea metodică, ceea ce făceau ei și meseria de antrenor se fură. Așa. Chiar asta mi-a rămas în minte, că n-am fost un sportiv de performanță și poate că ăsta a fost avantajul meu să ajung printre cel mai mare antrenor român, că am avut timp să mă uit și la ceilalți și să-i studiez. De DEVA mă leagă în foarte multe lucruri, de aia probabil că am și rămas de altfel exact. Să locuiesc acum în DEVA și să mă ocup în continuare de gimnastică. Bineînțeles, după ce m-am retras din gimnastică am avut și alte proiecte, dar în final tot la ceea ce îți place, într-un final te întorci la pasiunea care exact. O ai către ceea ce îți place. Am învățat foarte multe lucruri, așa cum spunea și dânsul, poate că și eu în ultimii ani de carieră sportivă eram mult mai atentă la indicații, la ceea ce spuneau și altor copii, de altfel încep să gândești altfel, ești mult mai matur, poate te gândești la perspectivă și poate că asta m-a și captat de altfel și am învățat foarte multe lucruri. De aceea, după ce m-am retras în 98, practic m-am retras din activitatea competițională, timp de un an de zile am și fost antrenor la lotul de juniori atunci imediat, tocmai pentru că eram genul de om care să
dezvolt o carieră și... Ai simțit că ai această menire ca să... Da, și m-au ajutat foarte mult, am învățat foarte mult timp în perioada aceea, timp de un an de zile, însă am renunțat pentru că mi s-a părut prea repede. Mi-am dorit cu totul altceva, am vrut să-mi termin facultatea care am terminat-o ca și sorintor la Timișoara, la Universitatea de Vest. Am plecat în străinătate, am antrenat acolo, m-am întors. Mi-am dorit un pic altfel, să ieși un pic din mediul acesta. Exact. După ani de zile mi-am dat seama că tot aici mă regăsesc cel mai bine, în gimnastică, de altfel, și să încerc să transmit și eu mai departe și să ajut alți copii să-i duc spre performanță, spre glorie, că până la urmă urmei, practic, asta este menirea noastră ca și adulți, nu? Într-un exact. Final să reușim să transmitem și să facem și noi ceea ce au făcut alții pentru noi. Am învățat să fiu perseverent întotdeauna în ceea ce fac, practic sportul te îndrumă să fii perseverent, să nu renunți, să abandonezi atât de repede, să mergi tot timpul mai departe, să știi să te organizezi, să știi să-ți plănuiești foarte bine ceea ce ai de făcut. De altfel, performanța nu se face de pe o zi pe alta. Necesită timp, necesită redare, deci nu putem să spunem, da, e un copil talentat și gata, mâine e campion. Exact. Cam așa și-au dorit părinții, dacă se poate, de altfel. Acum n-am mai întâlnit, dar... Părinții vor totul repede, în general. Da, dar în urmă cu, să zic așa, vreo 5-10 ani, întâlneam părinții, mi-aduc copilul la gimnastică să fie campion. Nu se poate. Să fii campion nu se poate peste noapte, de altfel. Și nu toți reușesc. Și de altfel trebuie să acceptăm că fiecare copil poate mai mult sau mai puțin decât celălalt. Are o limită, de altfel. Fiecare antrenor își dorește ca toți copiii să reușească, să fie cei mai buni. Exact. Până la urma urmei, asta trebuie să acceptăm, de altfel. Cum era domnul Bel așa ca antrenor? Era mai sever? Cum era? Bine, orice antrenor trebuie să fie sever, mă gândesc, dar... Deci, gimnastica este sportul secundei, de altfel. Deci, trebuie o atenție permanentă și întotdeauna antrenamentele trebuie susținute, de altfel, pentru că accidentările pot să existe oricând, la orice secundă, orice pas greșit, și atunci trebuie să existe, de altfel, o oarecare severitate a antrenamentului, în așa fel încât, practic, să eviți aceste, în primul rând, aceste accidentări. Dacă tind să mergi către, bine, ei fiind antrenor la lotul de gimnastică, la lotul olimpic, este clar că acolo se face înaltă performanță. E acolo unde se face înaltă performanță, este un alt ritm de antrenament, alte cerințe, sunt foarte multe concursuri, sunt, mă rog, sunt obiectivele care ni le dorim cu toții, să fim pe podium, și atunci nu pot să spun că a fost un antrenor, vai, ce s-a întâmplat. Nu, dar atunci, atâta timp cât îți dorești performanță, ai niște obiective, să urci în vârful piramide, și atunci îți plănuiești în așa fel toată pregătirea încât să ajungi acolo, ceea ce aș fi reușit, am reușit cu toții, de altfel. Exact. Ați fost o generație deosebită și eu chiar îmi doresc din suflet să mai văd. Da, și am colaborat foarte bine. Asta trebuie să înțeleagă lumea. Ca să reușești să faci asemenea performanță, trebuie să colaborezi foarte bine. Deci sportivul trebuie să colaboreze foarte bine cu antrenorul și invers. Altfel nu reușești. Adică dacă există așa o barieră, nu poți. Poate că am și reușit în acea perioadă, de altfel, pentru că am fost o echipă de sportive care ne-am dorit cu toate același lucru, antrenorii și-au dorit același lucru, făcând o echipă am reușit să reușim acele performanțe. Deci nu vreau să-și imagineze cineva că, nu știu, antrenorii sunt foarte strict sau foarte severi. Nu, dar în același timp trebuie să existe un anumit standard, să zic așa, exact, de pregătire. Și parcă și generațiile alea erau mult mai predispuse pentru a face performanță. Acum eu văd și la școală, și eu sunt profesor la TU și deci, hai să spun nu un mai lucru. Au copii acea disponibilitate. Ceea ce spuneai ca tu, că sunt foarte puține concursuri în gimnastică. Eu înainte cu o lună de zile de Olimpiada de la Atlanta din 1996, după alți 4 ani după Olimpiada de la Barcelona, am suferit o intervenție chirurgicală de apendice. Ce să fac, ce să fac? Nu, m-au dus acolo, nu știu unde, în final m-am ajuns la Olimpiada, la Atlanta, și nu prea eram pregătită, că eu de-abia reușeam să fac podul, să spunem așa. Da. Și am ajuns acolo, dar pentru că mi-am dorit foarte mult, am avut o ambiție extraordinară, eram omul de echipă și omul care trebuia să fac, exact, să ajut echipa în primul rând, pentru că pe atunci gândeam în primul rând concursul de echipă, după aceea concursul individual, cum s-a spune, de altfel, fiecare unde reușește să obțină câte o medalie individuală. Și la un moment dat erau niște jurnaliști și spuneau, zice, dar copilul ăsta
ce face? A venit aici să stea spectator sau să... Eu mă antrenam, dar nu mă antrenam așa cum cam trebuia. Chiar cum trebuia, exact. Dar am reușit și nici în ziua de azi să stau câteodată și mă gândesc cum am reușit să obțin asemenea performanțe atunci la Olimpiada de la Atlanta. Deci, practic, mă antrenam de la o competiție la alta, pentru că pe atunci erau concursuri de calificare, erau exercițiile impuse. Era un traseu mult mai lung până să ajung să obțin medaliile, ca acum. Și de la un concurs la altul am reușit să mă tot antrenez, mă tot antrenam, până am reușit să ajung în finalele, să spunem așa, pe echipe și poate că experiența acumulată, vă dați seama, 5-6 ani de zile experiențe de competiții internaționale m-a ajutat. Dar în final te ajută, să spun așa, voința. Deci fără voință nu reușești să faci nimic în viață. Exact, așa este. Sorin, hai să vorbim un pic despre activitatea ta de la 1 decembrie de la universitate. Faci foarte multe lucruri, ești chiar de apreciat și sunteți o echipă ok acolo. Aveți o echipă tânără, să zic așa, se îmbină și tinerețea cu experiența. Cum te simți acolo la universitate? După aproape 11 ani la universitate, nici eu nu-mi dau seama cum au trecut. Da, și frumoși și grei. Încet, încet construim și țin să-i mulțumesc și Gine pentru că și-a dat tot acordul și tot sprijinul pentru a dezvoltat la Alba Iulia o specializare de anul acesta, două specializări pe lângă educație fizică și sportivă și kinetoterapie și motricitate specială. Sperăm foarte că important. Și, da, foarte important, dacă exact ca și cu echipa de basket nimeni nu ne dădea nicio șansă și mai sunt și acum pe la colțuri oameni care bârfesc nu numai specializarea educație fizică, ci activitatea academică universitară de la Alba Iulia. Noi trebuie să le demonstrăm că se face școală cu adevărat. Și nu pot să fiu decât mândru când mă sună studenți care au terminat specializarea educație fizică și obțin, cum a fost cadrul Mădălinei Istrate și anul acesta, la examenul de titularizare, o notă peste 9.30. Înseamnă că... Înseamnă că mergem pe făgașul cel bun și cu ajutorul colegilor care vin cu dorință, țin să le mulțumesc și celor care au dus greul cu mult înaintea noastră, colegilor mai în vârstă, pe lângă care am reușit să clădim încet, dar sigur, această specializare și sperăm noi ca și pe viitor să se alăture nouă și colegi mai tineri care vor să îmbrățișeze cariera universitară. E un pic diferită față de cea din preuniversitar și eu am activat o jumătate de an în învățământul preuniversitar, dar trebuie să te adaptezi, exact cum zicea Gina, și ea se regăsește în mediul academic. Poate că la un moment dat a vrut să plece, a revenit și eu am avut această intenție de a părăsi cariera didactică, dar până la urmă ne regăsim și ne aflăm menirea acolo unde simțim cele mai multe imbolduri. Exact. Și dacă avem momente de rătăcire, trebuie să fie tot timpul cineva lângă noi care să ne tempereze. Pentru că venim din sport, să acționăm cu un instinct poate mai dezvoltat decât la ceilalți și nu raționăm tot timpul deciziile foarte bine. Dacă avem lângă noi oameni care sunt trecuți prin viață și colegii mei au făcut chestia asta cu mine cel puțin, știu să ne aducă pe făgașul cel bun și calea cea... Pe drumul cel ok, da, să zicem, da. Așa. Gina, știu că ai făcut o campanie de promovare a gimnasticii și de selecție, să zic așa, țară-țară, vrem campioane. Cum a decurs și dacă ai reușit să găsești vreo viitoare Gina Gogean, să spunem așa? Da, este un proiect național, care de fapt sunt și o parte a acestui proiect.
de găsirea talentelor și de a antrena aceste talente, care de fapt le-am descoperit. Sperăm să fie în 2024, pentru Olimpiada din 2024, cât mai mulți copii din acest program de selecție să se regăsească în loturile naționale și în echipă. Să mai face emisiune și da, după exact, Olimpiada. Da. Este un proiect care este gândit de Mariana Bitanc și Octavian Belu. Acest proiect este pentru a relansa din nou gimnastica românească, care este susținut de OMV Petrom. El este deja în derulare de un an de zile cu acești copii care au fost selecționați. Fiecare sunt 6 centre, la centrele lor, un număr de 200 de copii, de altfel, care primesc această susținere financiară pentru foarte important, pentru a reuși ca ei să se pregătească în aceste centre. Aceste centre, ele se regăsesc la București Dinamo, București Steaua, Constanța, Onești, Deva și Timișoara. Ce sunt cele 6 centre unde acești copii se pregătesc. Noi am făcut selecție fiecare, deci s-a acoperit toată România, de altfel, ca și locații și zone. Acum, ce să spun, e greu, debutul este foarte greu. Cine a făcut antrenorat și a descoperit talente și a antrenat începătorii cunoaște, sunt exact. Și cei care de altfel nu cunosc acest aspect. E foarte greu, poate că mai greu de altfel uneori decât ai fi antrenor acolo sus în vârful piramidei, pentru că e greu să-l înveți primii pași, cum să meargă corect și să-l îndrumi foarte bine, să ai răbdare. Foarte ai multă, foarte bine, trebuie răbdare trebuie în urmă foarte cu, multă răbdare cu acești mici. Copii, de altfel, și e o muncă frumoasă, dar în același timp și foarte grea, care îți ocupă foarte mult timp, practic nu ai vacanță. Acești copii se regăsesc și acum în cantonament, pentru că ei și-au dorit să vină să facă performanță și noi suntem pentru a-i ajuta să ajungă să facă performanță, de altfel. E un proiect foarte frumos, care eu sunt convinsă că va da rezultate. De altfel, și era nevoie. Chiar gimnastica românească avea nevoie, de altfel. Din păcate, de 2-3 ani de zile nu mai avem așa... Sunt rezultate, de altfel, dar noi ne-am obișnuit cu mai mult. Avea nevoie de un restart, să zicem așa, da, punct și de la da, capăt da, și să încercăm să facem și altceva. În cadrul loturilor naționale sunt foarte puțini copii și copii care de altfel să reușească să obțină medalii în campionatele mondiale, jocuri olimpice, campionate europene, exact. Pentru că noi asta am pretins dintotdeauna. Asta ne-am dorit dintotdeauna și atunci este greu să acceptăm doar să participăm sau să obținem o medalie de bronz sau argint. Bine, sunt alte țări care sunt mult dezvoltate și din punct de vedere economic, de altfel, care până la urmă ai nevoie de bani. Ai nevoie de bani să faci performanță, exact. Sportul consumă bani, dar și când ai rezultate, uiți că ai investit atâta. Și exact. Eu cred că acest proiect a venit la timp și sper din tot sufletul să dea rezultate. Trebuie de altfel, trebuie, nu că trebuie, da, neapărat. Trebuie neapărat. O să facem o scurtă pauză de publicitate și o să revenim cu partea a doua emisiunii. Vino alături de Alba TV în cetatea Alba Carolina la Poarta a Patra, o emisiune nouă cu cei mai interesanți invitați și cele mai frumoase evenimente în direct în fiecare joi de la ora 18:30. Fii alături de noi la emisiunea Spune ce vezi în cealaltă capitală. Revenim în direct cu partea a doua emisiunii din Vâleu. Invitații mei din această seară, pentru cei care n-au urmărit prima parte a emisiunii, sunt Sorin Șimon, asistent universitar doctor la Universitatea 1 decembrie, și Gina Gogean, lector universitar doctor la aceeași universitate.
Discutam înainte cu Gina despre gimnastică, despre performanțele care le-a avut generația ei acum 10-15 ani și s-a făcut o campanie de promovare a gimnasticii și noi sperăm din suflet toți profesorii de sport și oamenii care iubesc sportul în general că or să mai apară și alte talente în gimnastică, pentru că e păcat de generațiile care au fost înainte și care au dovedit că România este o țară care scotea practic campioane și campioni pe bandă rulantă și acum în ultimul timp chiar n-a mai apărut nimica. Baza de selecție a fost foarte redusă, de aceea s-a făcut acest proiect și această campanie pentru a lărgi baza de selecție, baza de debut. Exact, exact. Trec puțin la Sorin, alternăm acum ca la educație fizică. Vorbește-mi despre... ai avut foarte multe rezultate la basket, campion național, ai participat la campionatul european pe universități, campion național, deci sunt titluri care te onorează, te responsabilizează să reușești să te reconfirmi și să le repeți. Câteva cuvinte despre performanțele tale, Sorin, și... Da, e... Cum a fost? A fost greu. Pornind de la structura echipei de basket, cea care activează în cadrul clubului sportiv Universitatea, am încercat în permanență să asigurăm continuitate absolvenților, respectiv absolventele, că aici ne legăm de basketul feminin sau discutăm despre basketul feminin. Am încercat tot timpul ca să avem în echipă 2-3 jucătoare tinere în fiecare an, promovate atât la echipa mare, cât și studente în cadrul universității. La specializarea educație fizică în cea mai mare proporție, dar și la alte specializări, științe economice, la istorie, la filologie. Și în permanență am avut un nucleu de 6-8 studente care au făcut basket de performanță în timpul liceului și au continuat ca și jucătoare la CSU. De aici s-au născut și aceste rezultate de campioni naționali universitari, începând cu anul 2010, când am venit pe locul 4, în 2011 pe locul 2. Treptat, așa, pas cu pas. În 2012 am organizat noi la Alba Iulia prima fază finală a universitarelor de basket feminin și atunci am și câștigat titlul național. După care a urmat o pauză și s-a văzut. 2 ani de zile n-am mai reușit să avem cel puțin 5 jucătoare care erau și studente și n-am mai participat. De asta spun că totul se leagă și trebuie gândită nu numai pentru un an, exact ce spunea Gina. Dacă începi activitatea, nu poți să bați din palme și să spui anul viitor ieșim campioni naționali. În orice exact. Ramură sportivă. În 2014 am participat din nou cu o clasare pe locul întâi și anul acesta, Universitar 2014-2015, cu sprijinul și asigurând finanțarea în urma câștigării titlului de campion național atât la basket 5-5 pe teren normal, cât și la 3-3. Federația Sportului Școlar și Universitar a asigurat participarea nu numai la basket, și la handbal, și la fotbal, la campionatele europene universitare. Universitarele, da, universitarele de basket 5-5 s-au disputat în Slovenia, în sub egida Universității din Koper. Acolo s-a simțit un pic lipsa omogenității ca și echipă, pentru că jucătoarele care veneau de la divizia erau pe final de sezon, acumulaseră un pic oboseală. Exact. Celelalte în continuarea sau în formarea echipei nu mai activau de un an de zile, venind de la junioare, au avut o pauză nefiind legitimate la CSU Universitatea și atunci s-a simțit o diferență între primul 5 și echipa
a doua, ca să zicem deci, practic, așa. Nu aveai chiar rezerve la nivelul titular. Nu aveam, așa, titularul. Da, asta a fost una și lipsa jocurilor de pregătire. Doar jocurile exact. În urma câștigării titlului național. 4 jocuri, te-ai trezit în fața unor echipe din Polonia, Croația, pe structura echipelor naționale. Și acum am văzut ce... și eu nivelul și știu la ce să îmi pregătesc. Era foarte greu, exact. Pentru viitor, echipa, pentru viitor. Sperăm ca și la anul să putem câștiga titlul național și să participăm la jocurile europene, care se vor desfășura în luna iulie, anul viitor, în Croația. Zagrebul și Universitatea din Zagreb și Universitatea din Rijeka vor asigura organizarea acestor jocuri, la care se așteaptă participare estimată de către organizatori la 5.000 de studenți, 5.000 de participanți. Deci va fi un eveniment, se dorește o mini-olimpiadă a tineretului, bine, la nivel european. Da, 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 exact. Dar sperăm ca și la 3x3 să ne calificăm, să câștigăm titlul național și să putem reprezenta România la fel de bine. Dacă anul acesta am câștigat titlul de vicecampion europeni la 3x3 și locul 10 notabilă. La basket 5x5, eu cred că sunt rezultate care exact. Trebuie apreciate și sperăm ca și pe viitor să avem susținerea atât oamenilor de afaceri, pentru că finanțarea în sport este esențială, și sprijinul conducerii universității. Facem un apel tuturor sponsorilor care iubesc sportul și pot să vă ajute, chiar să vă sprijine, pentru că e important. La ce rezultate ați avut, cu siguranță trebuie să fie lângă voi. Pentru că unul din factori este motivația. Și motivația la ora actuală, cum spuneai tu, se poate face prin diferite lucruri. Dar când ne uităm exact. În spate... tot raționamentul financiar este cel care primează. Și în ziua de astăzi sportul devine din ce în ce mai sau a devenit profesionist și nu mai găsești jucători care activează doar din plăcere. Să mai vine cu sufletul ca pe vremuri. Vine cu sufletul că face, dar la nivelul ăsta nu se mai poate discuta de performanță fără bani. Exact. Gina, ești al 8-lea român primit în asociația, să zic așa, International Gymnastics Hall of Fame, fundație care este condusă de Bud Connor, soțul Nadiei Comăneci. Da. Ce înseamnă pentru tine să fii lângă grei gimnasticii mondiale? A fost o onoare când am primit telefonul de la Nadia, de altfel, și am fost informată că, uite, Gina, în mai organizăm și tu anul acesta ai fost propusă să fii și tu printre, să spunem așa, laureații acestei gale, de altfel, de acolo, că în fiecare an se ține și în fiecare an sunt propuși... În Oklahoma. Da, în Oklahoma și sunt propuși și alți mari sportivi sau antrenori sau arbitri sau așa mai departe. Însă, pe lângă rezultatele ca și sportiv, tu trebuie să demonstrezi că ai contribuit în continuare la promovarea sportului respectiv, prin diferite proiecte, prin implicarea exact. Ca și antrenor, prin implicarea ca și arbitru, ceea ce de altfel m-am regăsit și m-am bucurat foarte mult că... Ai fost sau ești în continuare și arbitru internațional. Da, pe lângă toate activitățile lângă. Care le fac, da? Și m-am bucurat activități. De altfel că, practic, 10 ani de zile, mai mult, 15 ani de zile, după ce m-am retras din activitatea sportivă, toate, practic, implicările mele în viața sportivă și, în special, la gimnasticii, au contat, de altfel, că, până la urma urmei, asta înseamnă Hall of Fame. Contat mult, exact. Da, să contribui, practic, la promovarea gimnasticii la nivel mondial, la ceea ce ai făcut și ceea ce faci în continuare. A fost frumos, a fost foarte frumos. De altfel, să te întâlnești acolo cu foști mari sportivi, de altfel, m-am întâlnit unică. Și cu... Da, a fost adversare, să spunem așa, de concurs. A fost plăcut. Foarte, foarte frumos. Da. Sorin, nu te ocupi numai de basket, hai să spunem că ai avut rezultate și la ski, la snowboard. Da,
Povestește-mi puțin. În cei 11 ani. Și despre celelalte discipline, să zic așa. La începutul fiecărui ești an... Ești multilateral, așa, ca să fac o paranteză. Bun, hai să o luăm așa pe rând. În fiecare an universitar, în prima săptămână, avem primul contact cu proaspeții boboci care pășesc pe porțile universității. Și facem un mic sondaj, ca orice lucru trebuie luat primul contact. Și întrebăm fiecare student în parte ce ramuri sportive a practicat, dacă a fost angrenat într-o mișcare sportivă competițională, dacă a activat în cadrul unei asociații, club sportiv, pe ce ramură sportivă, ca să putem să îl îndrumăm spre a-și continua această activitate și a reprezenta universitatea la fazele finale ale competițiilor pe care le-ai enumerat și tu mai devreme. Dacă am avut sportivi care au activat până în ultimul an de liceu sau chiar în decursul primului an și al de universitate, normal că am susținut participarea lor și am făcut toate demersurile către domnul decan, către domnul rector, pentru a putea participa. În unii ani am avut sportivi mai buni. Meritul nu este 100% al meu sau al sportivului. Trebuie să ne întoarcem la ceea ce spunea Gina, la formarea de la 8-9 ani. Și mulțumirea trebuie să le adresăm antrenorilor care au contribuit. Și să știi că de multe ori se uită, Sorin, scuze că te întrerup. Se uită cine a început cu un anumit jucător care a ajuns celebru sau un anumit sportiv. Sportiv. Sunt 10 ani de muncă. Nu poți să câștigi un titlu universitar sau... Este noapte. Venit de nicăieri, vorbeai de schi. Pui clăpari în primul an de studenție și la sfârșitul stagiului te duci și concurezi în concursuri cu sportivi care au făcut 10 ani de zile. Da, am avut ocazia să și ne mândrim cu studenții noștri, să am atlete de valoare care au câștigat titlul național. Aici vă amintesc pe Ana Maria Groza, care este una dintre cele mai bune atlete din Alba Iulia. Exact. Și ea a fost studenta noastră. Am avut la schi, am avut la înot. În fiecare an au apărut și rezultatele sunt notate în acea arhivă. Din păcate, nu am primit susținerea în totalitate a din punct de vedere financiar. Poate că acea recompensă cât de mică pe care poți să-i o dai după un rezultat unui sportiv ar conta în pregătirea anului următor. Pentru că acel student sportiv se duce și spune am câștigat chiar o medalie, am primit premiul respectiv. Cât de mică? Este un lucru pe care putem să-l facem la nivel de comunitate. Din păcate, sprijinul a fost doar din partea Consiliului Județean până acum și primăria a venit, dar sporadic și cu sume care nu pot să susțină o continuitate în rezultate. Sperăm ca în viitor să fim susținuți, inclusiv participările la campionatele europene. De ce nu universiadă? Eu gândesc exact cum gândește Gina peste 6, 8, 10 ani. Exact, pentru viitor. Participarea la universiadă. Cred că orice profesor universitar, orice cadru didactic își dorește să reprezinte nu numai instituția, ci să reprezinte națiunea. Și în momentul în care ți se intonează imnul național la un campionat de o asemenea anvergură, atunci poți să spui că ești împlinit pe deplin. Din punct de vedere al rezultatelor celorlalți sportivi pe care i-am coordonat, cred că mare parte din rezultatele obținute se datorează dorinței lor de reafirmare. Veneau din juniorat, unde au avut rezultate foarte bune și toată lumea spunea
ca și în fotbal, ți-ai pus ghetele în cui. Nu, se poate continua activitatea de performanță și în cadrul cluburilor sportive universitare și pe o finanțare la limită, ca să-i spunem așa. Nu pot să obții, uite, îți dau exemplu, anul acesta am obținut cele două locuri, doi la, atât la feminin cât și la masculin, la schi alpin, în Poiana Brașov, și am făcut 3 zile de pregătire centralizată. Restul pregătirii au asigurat-o, și-au asigurat-o sportivii din banii proprii și e un pic greu, frustrant. Domn profesor, mergem să concurăm anul acesta la Universiadă. Păi mergem, dar nu facem și noi un cantonament, un stadiu de pregătire. Nu se găsesc nici căile legale de a putea finanța aceste activități, ci doar ministerul alocă bani pentru organizarea fazei finale. Ori nu poți să scoți capul în Europa. Eu nu cred că dacă s-a discutat mai serios la nivel de comunitate, nu cred că nu se poate găsi o soluție totuși, pentru că trebuie să se discute. Sunt priorități, trebuie să le înțelegem. Sunt anumite priorități pentru anumite sporturi și asta trebuie să o spunem și noi. Nu e chiar ok, să zic așa. Ar trebui sprijinite toate disciplinele în mod egal, în mod normal. Dar, din păcate, nu e chiar așa. Gina a fost de 9 ori campioană mondială, 2 medalii de argint, 3 de bronz la Jocurile Olimpice. Care dintre aceste titluri ți-a lăsat așa cel mai frumos gust, să zic așa, sau care ești cel mai legat, să zic? Toate au însemnat ceva, chiar și prima medalie obținută. Exact. A fost un debut, spune așa, în obținerea medaliilor, practic. Noi când mergeam, sincer, la început mă gândeam chiar să câștig. Dar după aceea, practic, nu știu, la un moment dat, aurul era un lucru așa, firesc și normal. Da, dar parcă... Acum visăm la el și atunci da, era o chestie mergeai normală. Și te gândeai, mă, trebuie să faci ceva, nu știu, tu gândeai, mă, trebuie să fac ceva acolo, adică nu mă pot duce până acolo să uit atâta lume la mine și eu mă dau speranțe și atât. Exact. Reprezența da, și da. Pe mine. Devine de altfel, cu timpul a devenit nu o povară, că practic ne-a plăcut să facem lucrul acesta, dar aveai o presiune mult mai mare asupra ta de altfel și simțeai practic altfel, mai ales că ai mai crescut, te-ai maturizat, gândeai altfel, tu îți doreai mai mult. Era mult mai greu de altfel, dar prin experiența acumulată reușeai să te debarasești de toate aceste, să spunem așa, probleme care de fapt n-ar trebui să existe. Dar am reușit cu bine, eu eram, mă rog, o sportivă foarte calmă de altfel, toată lumea spunea că eram foarte calmă. Reușeam de altfel, reușeam de altfel să mă concentrez și să las la o parte ceea ce se întâmpla în tribune, în acele săli imense. Foarte important să reușești să faci pentru lucrul ăsta în astfel de, sport, de competiții. Și, nu știu, hai să spun așa, poate că 97 Lozan a fost campionatul meu, să spun așa, obținând 3 medalii de aur, Bârnăsol și cu echipa. Niciodată n-am reușit la individual compus atâta pentru că nu mi-au plăcut paralelele și nu eram atât de bună la paralele și pierdeam foarte mult acolo în acumularea punctajului total. Dar am reușit și individual compus, aur la europenele din 94, am mai reușit un argint la Olimpiada de la Atlanta, de la din 96, am mai reușit, deci am mai reușit și eu câte ceva și la individual și compus. Și vale că te-ai menținut acolo sus, pentru că știi că e... Ajunge și atunci acolo, făceam, deci noi aveam foarte multe competiții de altfel, deci lunar participam cel puțin la o competiție și duceam în fiecare an 3 mari competiții, Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale, Campionate Europene, toate turneele de toamnă de Cupă Mondială, plus demonstrații, nu știu cum reușeam. De altfel copiii în ziua de astăzi, dacă fac 2-3 competiții, sunt obosiți. Cam așa e. Da. Da, din păcate. Dintre adversarele tale, știu că era pe vremea aia Shannon Miller, Lidia Potkopaeva, aveai vreo relație cu ele? Adică erați prieteni în afara concursului, să zic așa, mai discutați, cu Lidia Potkopaeva, era o persoană deschisă de altfel, în exterior, în afara sălii de gimnastică și de concurs. Conversam cu ea foarte puțin, nu prea știa engleză, mai mult rusește.
mai conversam cu Svetlana Horchina, care era da. Foarte distrată în afara sălii de concurs. Părea era foarte și înaltă sobră. Ea ca gimnastă, nu? Parcă era mai înaltă, Zedana, dacă mi-am amintesc bine. Părea era foarte mai sobră în concurs, avea fața aia așa de concentrare. Ca un lebăd, așa era. Dar distra pe toată lumea în afara concursului, deci era o persoană plăcută de altfel. Da. Cu Shannon Miller nu am avut... Shannon era mai serioasă, așa părea de la televizor. Da, parcă. Da. Am avut. Îmi spuneai, Sorin, despre secția de kinetoterapie și modalitate specială, câteva cuvinte. Da, e un început frumos. Nu m-am așteptat să vină atât de mulți doritori să opteze pentru înscrierea la specializare. Caracisul ne-a alocat 50 de locuri la această specializare. Admiterea din vară a arătat cerința pe piață pentru absolvenții de liceu. S-au înscris peste 50 de candidați. La înmatriculare, au confirmat pentru cele 50 de locuri. Așadar, plecăm cu un gând bun și îi așteptăm pe cei care doresc să se înscrie și în sesiunea de toamnă. O pot face, toate informațiile le găsesc și pe site-ul universității, pe www.uab.ro, legate de admitere, de probele de admitere, atât la educație fizică, cât și la kinetoterapie și motricitate specială sunt probe de aptitudini. În urma promovării cu calificativul admis a acestor probe, intră în admitere dosarul de concurs pe baza mediei de bacalaureat. Și acolo se face ierarhizarea. Atât la educație fizică mai sunt locuri disponibile, dar pentru locurile la taxă. Locurile subvenționate s-au ocupat și acolo, sunt 34 sau 35 de candidați care și-au confirmat înmatricularea. Sperăm ca și în toamnă să ocupăm și restul locurilor rămase libere și să plecăm cu două grupe, atât la educație fizică, cât și la kinetoterapie și motricitate specială. În primul an de studiu, disciplinele sunt 90% trunchi comun. Am înțeles. Suntem spre finalul emisiunii. Gina, un sfat pentru fetele care vor să facă gimnastică și care vor să devină gimnaste de renume, să zic așa. Da, aș vrea să spun, gimnastica este foarte vastă. Adică dacă stăm să o luăm, este de la gimnastica de înviorare, medicală, școlară, până la cea de înaltă performanță. Exact. Sigur că da. Eu aș putea spune că gimnastica te dezvoltă în primul rând armonios, da? Și îți dă practic lansarea și rampa către celelalte sporturi. În Statele Unite, de altfel, aproape 80% dintre copii încep să facă sport prin gimnastică și după aceea încep să facă alte sporturi. Deci aș putea să spun că pot să vină să facă gimnastică, nu să gândească gimnastica de performanță, gimnastica recreativă, gimnastica sub formă de joc, care poate să-i dezvolte și să-i ajute, practic, spre ceea ce și aleg ei să facă în viață. Foarte, foarte frumos ce ai spus. Deci, gimnastica, deci practic, asta trebuie baza, să se înțeleagă. Este baza sportului, zice, de altfel și educației fizice. Nu trebuie să o percepem că gimnastica înseamnă doar gimnastica care o vedem noi la televizor, cea la aparate, exact, și medalii și înaltă performanță și practic, să spunem așa, lipsa copilăriei și muncă prea multă. Nu trebuie să gândim lucrurile acestea. Haideți să luăm lucrurile frumoase și să gândim la ceea ce ne ajută sportul, la ceea ce ne ajută gimnastica, mișcarea pentru exact sănătatea noastră, în primul rând. Și după aceea putem să gândim mai departe spre sportul de a-l face către performanță. Sper din suflet și recomand părinților, de altfel, să nu ezite să-și ducă copiii la sălile de sport pentru sănătate, în primul rând, și pentru mișcare și pentru a-și forma, exact, să spunem așa, spiritul de echipă, de socializare, să învețe să socializeze, care este exact foarte important în mediul în care trăim noi acum, nu numai socializarea prin mediul virtual și rețelele de socializare. Toată lumea e nebună după ele. Și plus de asta ne învață să ne organizăm
timpul foarte bine și, nu știu, zic că ne formează ca și oameni sportul. Exact. Și până la urmă amintești și pe vremea comunismului era gimnastica de înviorare. Nu era rea. Adică, da, am prins dacă eu. Ți-amintești. Da, am prins. Sorin, ți-amintești și tu. Da. Ieșeam acolo, făceam un pic de mișcare, eu zic că era chiar ok. Da, și mai, făceam și, mai făceam și în pauză. Exact. Da, după două erau ore mai multe de asta activități mai pe vremea aia decât acum. Da. Emisiunea este spre final. Eu, Sorin, îți mulțumesc din suflet că ai venit și sper să mai colaborăm și să ne mai vedem și pe viitor. Gina și ție îți mulțumesc din suflet. Mult, mult succes în toate activitățile pe care le faci și să descoperi cât mai multe campioane. Cu drag și să îndrum cât mai mult, că eu sunt și lector universitar. De altfel, exact. Desfășor activitatea și în mediul universitar și să încerc să îndrum această pasiune către a îndruma oamenii către sport, răspund și studenților, să gândească această meserie, să o facă pentru oameni de altfel și să încerce să dea mai departe și să îndrume copiii. Exact. Mult, mult succes la amândoi, vă doresc. În final, vă dau un sfat. Dacă vreți să aveți o gândire pozitivă și un corp sănătos, faceți sport. Pentru că sportul este izvor de sănătate. Bună seara, pe săptămâna viitoare!